Bună ziua, sunt Cristina Eremia și ne revedem din nou la emisiunea Puterea la Feminina revistei Psihologii. O avem ca invitată pe Janina Cârstoiu, trainer NLP cu formare în terapie experiențială și un foarte bun povestitor, creator. Bine ai venit, Janina! Bine te-am găsit, Cristina! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre povești sau despre orice altceva. Oricum, toată viața e o poveste, deci orice am spune, vrând nevrând, povestim. Povestim. Ideea e să ne înveți un picuț așa cum să povestim conștient și atingându-ne niște ținte și mai ales cum e cu poveștile vindecătoare, că ele sunt un tip mai altfel de povești decât astea pe care le vehiculăm noi în discursul cotidian. Da, pot să fie și cele vehiculate în discursul cotidian vindecătoare, atâta timp cât suntem conștienți de ceea ce dorim să transmitem, iar intenția e potrivită vindecării și nu servește doar ventilării spaimelor de moment, cum se întâmplă în perioada asta. Sau augmentării unui orgoliu personal. Ia așa, da. Poate fi și asta. Deci, oricum, ne servesc indiferent ce intenționăm. Și de noi ține să le transformăm în niște instrumente utile. Și chiar de ce nu vindecătoare. Spune-mi așa despre valoarea poveștilor. Cum de ele nu aparțin doar lumii copiilor, cât ce există acest mit și această replică aici, să mai ascult eu povești sau că astăzi pentru copii. Evident, dacă ar fi un spațiu, o întrerupere temporală între copil și adult, am putea spune, nu mai suntem copii, suntem adulți, ni se potrivesc alte lucruri decât atunci. Dar pentru că sunt etape care nu sunt separate și sunt suprapuse și uneori copilul din noi este foarte prezent, fie și numai în anumite momente, pe anumite aspecte, el are nevoie de acele povești. Și are nevoie de ele în diverse moduri. Deci poate să le citească el însuși. Și ca adult e interesant să vedem ce ne atrage să citim. Chiar de la, să zicem, titluri de articole, de titlurile cărților pe care le vedem în librărie și care ne sar în ochii înaintea altora. Avem nevoie de povești să le ascultăm. Iar copiii au preferințe fie pentru a li se citi povestea, fie pentru a li se povesti. Și să ne gândim cum reacționează un copil atunci când îi se spune povestea o dată și încă o dată și încă o dată, iar el este satisfăcut și devine nemulțumit atunci când un element se schimbă. El își dorește povestea pentru că a intrat în ea, s-a identificat poate cu eroul din poveste. Și ceea ce ajută este faptul că în povești lucrurile nu merg bine, dar se termină cu bine. În viață lucrurile nu merg întotdeauna bine, dar ne dorim să se termine cu bine și de aceea luăm modelul din poveste. După aia sunt poveștile pe care le povestim noi înșine. Și sunt poveștile pe care ni le spunem și aici ține de tot dialogul nostru interior despre ce o să ni se întâmple, bazându-ne pe ceea ce știm, pe ceea ce credem, pe scenariile noastre de viață, pe ce selectăm din dialogul exterior. Sunt povești pe care le spunem altora despre noi înșine, care poate să fie asemănătoare sau diferite cu poveștile pe care ni le spunem nouă despre noi înșine. Și sunt poveștile pe care le spunem altora despre ei. Povești pe care le oferim lor cadou.
pentru a ajuta copilul lor interior să iasă cu bine din dificultățile poveștii de moment. Minunat ar fi, excelent, dacă într-adevăr am face asta cu intenție și conștient, că de multe ori ne spunem și noi și altora niște povești mai degrabă de reducere, de încredere, putere și în felul ăsta ne diminuăm capacitatea de a face față acestor provocări, probleme. E proverbială, văicăreala la români, ca să zic așa, care de fapt e perpetuarea unor povești trăite într-o cheie negativă de demult și repetarea lor inconștientă la nesfârșit. Și cu atât mai valoroasă este această asumare a căii poveștii care e constructivă, care te ajută, te susține, te împuternicește să fii din ce în ce mai mult cine ești tu și celălalt cine este el. Exact. Cred că asta trebuie să învățăm și ne poți învăța tu foarte bine și frumos. Deci, dacă e să ne gândim la văicăreală, e un mod de a spune un fragment de poveste la nesfârșit. Și un fragment de poveste care pare să aibă un fel de trecut, dar nu are niciun viitor. E un moment prezent, dar neconștientizat, nevalorizat. E o poveste păcuboasă pe care ne-o spunem și ne-o spunem și ne-o spunem, dar ne-o spunem într-un mod nepotrivit și într-un cadru terapeutic, într-o relație terapeutică. Ne spunem povestea, spunem lucruri, povestim lucrurile care ne dor. Dar asta este într-o etapă inițială și ne ajută să ne ușurăm și ne scade ușor anxietatea. După care începem să ne uităm în jur după niște resurse, după niște rezolvări, începem să punem întrebări, începem să căutăm alternative. În cazul băicărilii e un buton blocat undeva. Omul se vaită căutând ușurarea anxietății, dar nu face decât să-și repete scenariul negativ odată și încă o dată și încă o dată, fără să-și obțină ușurarea, fără să-și scadă anxietatea și fără să mai vadă altceva. Și atunci e bine ca din afară cineva să-i întrerupă din când în când această văicăreală și să-i arate alte perspective, pornind chiar de la povestea pe care el o spune și încercând să-i îndrepte atenția în alte direcții din interiorul poveștii, direcții care sunt mai puțin valorizate. Și cumva cam asta este cheia transformării din disempowering, cum zic englezii și americanii, în ceva constructiv și creator, de fapt. De nouă poveste, de nouă viață, de recuperare de resurse interioare. Absolut. Care e rolul metaforelor în povestea asta? Pentru cei pe care îi doare, dar nu le place să se vaite la modul direct, să spună, ah, ce mă doare. Pot să aleagă o exprimare metaforică, să spună, mă simt ca și cum aș fi sau așa mai departe. Referindu-te la tine metaforic, ca la un altul, poți face un pas alături, să te privești din exterior. Povestea e, sau mă rog, acel tâmbure amar al poveștii este scos în exterior, privit un pic mai obiectiv. Iar privirea obiectivă ajută la detașare și la a vedea niște resurse. După ce înțelegem modul în care se pot rezolva problemele în poveste, folosind poate tot metafore ca să rezolve situația, putem internaliza din nou sâmburele acela un pic curățat de amărăciune. Deci scoatem varianta mai amară a poveștii din noi, o scuturăm în afară și vedem cum scuturându-o se mai aranjează niște lucruri într-un mod diferit. În așa fel încât, reintroducând-o în noi, cu niște soluții găsite în poveste, să putem opera în realitate.
Deci nu e suficient doar să ne spunem povestea. Trebuie să ne o spunem în așa fel încât să vedem ce trebuie schimbat acolo. Deci nu mergem pe, să zicem, pe legea atracției, vreau și o să primesc. Vreau și mă concentrez pe tot ce pot să văd în jur ca să mă ajute să acționez în direcția potrivită pentru a primi, pentru a rezolva o situație. Deci, povestea nu e vindecătoare doar prin ea însăși, spunând-o, povestind-o, ci prin faptul că implicându-ne în poveste, identificându-ne cu eroul din poveste, ne mobilizăm, mai mult sau mai puțin eroic, dar ne mobilizăm pentru a ieși din situație. Cum este cu spunerea de povești pentru alții? Da. După ce am depășit faza becărelii, după ce ne rezolvăm o parte din problemele personale, cumva începem să vedem structurile de povești în jur. Sigur, există tehnici pentru asta. În programarea neurolingvistică există tehnici psihoterapeutice, dar poate mai importantă decât tehnicile astea e atitudinea și rezonanța empatică cu celălalt. Și văzându-l pe celălalt, într-un mod empatic, știi, nici implicat, nici detașat, așa pe la jumătate, poți vedea din exterior structura poveștii sale. Știm că atunci când povestim celuilalt, celălalt poate să privească altfel. Din afară se văd altfel lucrurile. Se întâmplă uneori când oamenii ne povestesc problemele, poveștile lor, să spunem, a, dar stai că eu văd de fapt ce ar trebui făcut. E, dar nu poți să-i spui omului ăluia direct, uite, tu trebuie să faci așa. Sfaturile nesolicitate nu sunt apreciate, nu sunt spuse, poate, întotdeauna la modul potrivit. Pot fi percepute ca intruziuni, ca agresiuni, sau omul respectiv poate că înțelege valoarea sfatului, dar nu are puterea, nu are resursele să-l aplice. Și atunci putem să facem o poveste. În perioada asta se găsesc din ce în ce mai multe cărți pentru copii cu povești terapeutice, care sunt făcute pe tot soiul de subiecte și de teme de interesul copiilor, pe fricile lor de bază, pe temele educative principale. Și sunt foarte bune. Dar și mai bune decât cele care sunt gata făcute, sunt poveștile personalizate, în care se includă detalii din povestea, din situația copilului sau adultului copil sau adultului adult și așa mai departe, în care povestea pe care o oferi cadou celuilalt și care să-l poată ajuta, trebuie să cuprindă într-o formă metaforică situația lui actuală și apoi ce mai găsim într-o poveste, resurse, aliați, provocări, căi alternative, personaje secundare care să-l provoace, schimbări de perspectivă, eroul de poveste din povestea lui îl va ajuta să se inspire, să găsească ceva, o variantă, o soluție. Deci mintea lui va traduce metaforele pe care noi le folosim în povestea pe care o oferim lui cadou, în situațiile cele mai potrivite pentru el. Pentru că metaforele au această bogăție simbolică. Pot fi interpretate în multe feluri. Sigur, pot să facă apel la un simbolism universal. Dar, de asemenea, pot să facă apel la simbolismul personal al omului respectiv. Și o să dau un exemplu. La fel ca în vise, există interpretările alea generale care au sau n-au valoare, depinde de situație, și există interpretările personale. Deci eu am rămas cu o metaforă de vis.
povestită de cineva care spunea că dacă visezi un geamantan, asta nu poate să aibă o interpretare universală. Pentru cineva, un geamantan poate să însemne bucuria de a călători, pentru altul poate să însemne greutățile vieții pe care le cară după sine. Așa și în poveste. Noi putem oferi o metaforă, celălalt și o decodifică. E bine să fim alături, așa, pe margine, ca aliați sau ca resurse în povestea lui, dar oricum o poveste îl poate ajuta. Care ar fi valoarea și strategia de ascultare, fie de o parte, fie de cealaltă, ca povestea să-și atingă țelul cu adevărat? Păi... pot să fie și, eu știu, detalii din tehnici de ascultare activă, dar dacă îți pasă de celălalt, îi asculți povestea. Fără a te gândi, fără a te arunca în propria ta poveste, să zici, ah, dar stai să vezi mie ce mi s-a întâmplat, după ce el îți spune, uite, mie mi se întâmplă asta. Și dacă el devine important pentru tine, atunci vei putea să vezi din exterior situația și vei putea să-i introduci în poveste indicii care să-l ajute pe drum. Însuși faptul că omul se simte ascultat are valoare terapeutică. Mi se întâmplă, nu neapărat în cadrul terapeutic, ci vorbind despre situațiile noastre de viață, pur și simplu povestindu-le altcuiva care le ascultă, deodată să vedem noi perspective noi. Să zic, a, uite, puteam să mă gândesc la asta, dar uite, vezi, trebuia să-ți povestesc ca să înțeleg. Pentru că în momentul în care povestim, rolul de povestitor ne scoate un pic din identificare cu situația. Rolul de povestitor presupune să alegem cuvinte, să gândim structuri. Suntem în contact cu emoțiile din poveste, dar nu atât de tare. Și detașarea asta de încărcătura emoțională a poveștii ne poate ajuta să privim mai clar în jur și să găsim resurse. Cum e cu ascultarea de sine, că asta poate e mai greu de făcut? E mai greu pentru că ești așa într-un fel de interrealitate, deci ești și subiect și obiect și autor și personaj în același timp și foarte greu să fii obiectiv în astfel de situații. Așa că pentru ascultarea de sine, varianta care obiectivizează un pic situația e varianta de scris și recitit. Nu ai răbdare să te asculți pe tine însuți, gândurile se învârtesc poate prea repede, atunci ele trebuie domolite un pic în scris. Păi, da, ok, sunteți toate acolo, dar haideți pe rând să vă pun pe hârtie ca să vă văd pe toate odată în față. Și aceeași detașare emoțională, nu de tot, un pic, cât să ne ajute ca văzând toate lucrurile acelea pe care le-am scris, să avem o perspectivă nouă, să înțelegem. Se întâmplă uneori să scriem câte un text cu vreun scop sau altul și recitindu-l, să zicem, am scris eu asta, da, pentru că în momentul în care l-am scris aveam o stare, și în momentul în care îl citim, avem o altă stare, ceea ce ne poate ajuta să avem o altă perspectivă. Care ar fi așa niște elemente care să creeze un ghid de scriere a poveștii, un scenariu, o structură de scenariu, când vrei să faci o poveste cu intenție și scop bun, constructiv? Mă gândesc acum la o carte care se numește Cum să te vindeci cu o poveste, scrisă de Paula Sant'Agostino, psihanalist.
care utilizează scrierea basmului în terapie sau alături de terapie. Și indicațiile pe care ea le dă în carte sunt astea. Pur și simplu te gândești la situația ta, la problema ta și începi să scrii absolut liber. Până când nu mai știi ce să scrii, până când apare un blocaj. E bine, blocajul ăla e un indiciu că și în viața reală este un blocaj legat de situația cu pricina. Fie nu sunt resurse, fie nu avem capacitatea sau energia de a le utiliza. Și atunci lăsăm povestea o vreme în pace. Dacă după, să zicem, câteva zile tot nu avem nicio idee despre ce am putea să scriem în continuare, intrăm în poveste și ne uităm în jur. Povestea are un decor. Dacă ar fi să schimbăm decorul, se schimbă ceva? Dacă ar fi să apară un personaj nou, ar schimba situația? Dacă ar fi să întrebăm un personaj secundar din povestea aia, cum vede el situația? S-ar schimba ceva? Și sunt o grămadă de astfel de mici ancore pe care le putem folosi pentru a depăși blocajul și pentru a găsi un sfârșit poveștii. La modul ideal, mai multe finaluri alternative. Deci finalul nu e bătut în cuie. Faptul că am găsit un final unei povești nu înseamnă că acela este finalul absolut, ci că este o variantă de final. Atâta timp cât viitorul este încă viitor, el poate fi modificat, poate fi rescris în poveste și în realitate. Care este rolul gândirii magice în crearea, respectiv receptarea unei povești care să ne ajute în demersul ăsta de vindecare, repoziționare? Ei, aici e destul de delicată situația, pentru că gândirea magică e gândirea pe care avem în momentul în care suntem mici și nu ne explicăm realitatea foarte bine. Avem câteva indicii pe care le prelucrăm în funcție de niște convingeri care sunt perfect normale pentru copil, care spun că, să zicem, un copil își spune că el are o putere foarte mare asupra mediului, asupra celorlalți din jur. Și asta îl face să-și imagineze că dacă își dorește ceva, poate să obțină, dar, din potrivă, în varianta mai puțin avantajoasă, îl face să se gândească că dacă cei din jur se ceartă, e din vina lui. Pentru că el este centrul universului său și cumva acțiunile sale, într-un mod necunoscut, deci magic, îi influențează pe ceilalți. Copilul vede lumea ca fiind extrem de vie și antropomorfizată. Animalele au caracteristici umane și de aceea fabulele sunt bine primite. Toate formele de existență ale materiei, modurile de manifestare ale naturii sunt de asemenea vii și însuflețite și au conștiința asemănătoare omului. Deci, toate aceste caracteristici ale gândirii copilărești sunt întâlnite în povești. Copiii, când sunt mici, ascultă și citesc povești. Și în mintea lor, povestea este asociată cu o rezolvare favorabilă a situației. În momentele dificile, se întâmplă să regresăm la stadii mai tinere ale noastre, să gândim ca niște copii. Și atunci, gândirea magică din povești ne oferă alinare. Dar dacă ne vom baza pe elementele gândirii magice, nu vom rezolva nimic. Pentru că magia funcționează în povești. Pentru a o transforma în realitate, e nevoie de acțiune. Și de o acțiune care să țină cont de legile realității.
fizice. Care pot să fie, să se suprapună cu cele magice în funcție de nivelul de cunoaștere. Pentru că dacă e să ne gândim, să zicem, la obiectele magice din povești. În povești exista un glob magic în care te uitai și îl vedeai pe celălalt și vorbeai cu el. Și acum, uite, facem același lucru pe Zoom. Deci, poate fi magie pentru cineva care are contactul direct cu obiectele sau cu situații. Deci, limitele nu sunt foarte clar stabilite și delimitate. Important este să căpătăm, să zicem, încrederea din povești și să ne mobilizăm conform realității. Cum am putea să ne creăm ancore pentru povești sau să avem și alte instrumente care să ne ajute ca povestea să continue să lucreze în noi și să o aducem la suprafață totodată? Uneori avem astfel de obiecte magice care ne amintesc de povești. De exemplu, o plimbare la malul mării în anumite momente și ca să fixăm mai bine în minte acea poveste, culegem o pietricică sau o scoică de pe malul mării pe care o luăm cu noi. Și în momentul în care ne uităm la pietricica sau la scoica aceea, ne amintim plimbarea de atunci, ne amintim starea bună de atunci și ne luăm un pic de energie, un pic de stare bună din acea aminte. Pietricica este o ancoră pentru acea stare bună. Putem să purtăm pietricica în buzunar sau... mai ales pentru femei, putem să o atârnăm la gât de o sfăricică, de un lănțișor, să o înconjurăm cu ceva, să o punem într-un săculeț și din când în când ne gândim la ea, o ținem în mână și așa mai departe. E bine, podoabele pe care le purtăm pot să fie astfel de ancore magice, iar forța lor e cu atât mai mare cu cât ni le... confecționăm singure. Și port un fluture, zicem, care poate avea rol de aliat într-o poveste. Știm că în povești întâlnim uneori pe regina albinelor care dă o aripă eroului, eroul suflă asupra aripii și vine regina cu toate albinele în ajutor la un moment dat. Sigur, fluturele astea e făcut din mărgele, voi invoca, să zicem, forța mărgelelor sau forța amintirii cu care l-am încărcat atunci când l-am lucrat. Și, dacă îmi permiți, o să-ți arăt câteva astfel de podoabe. Mm-hmm. Pe care le faci cu foarte multă maestrie și creativitate și te admir de ani de zile pentru cum găsești mereu forme noi și structuri noi și povești noi pe care să le exprimi prin toate minunile astea. Ok. Vreo 2 minute. Uh-huh. Vezi ecranul meu? Da. Da, deci... Ok, deci am să arăt câteva astfel de podoabe care au o semnificație și au fost făcute în ideea de poveste. Aici sunt 2 copilași făcuți din mărgele, care reprezintă chiar 2 copilași reali și au fost purtați de către cineva care îi, pentru care sunt persoane dragi. Aici sunt imagini care pot reprezenta un arbore genealogic. Pot să fie copaci din pădurea fermecată, flori, fructe, chei. Cheile sunt obiecte magice prin excelență. Aici am o colecție de obiecte care pot fi plasate pe linia timpului și sunt personale, deci este pe propria linia timpului. Și aici mandale cu diverse simboluri,
povești ale unor altor persoane care mi-au spus povestea și m-au rugat să le construiesc ceva care să le ancoreze imaginile respective, ideile respective. Aici, lucrând cu cineva într-o poveste, aici o poveste de-a mea în care fiecare mărgică dintre asta înseamnă ceva și purtând-o, asta m-a ajutat să mă gândesc mai bine la povestea respectivă, să-i analizez elementele. Deci, vedem că toate aceste toate aceste obiecte, odată, ne ajută în modul în care, în momentul în care le confecționăm. Lucruri de mână scade anxietatea, asta este garantat și demonstrat în toate părțile. Iar pe de altă parte, în momentul în care le purtăm, alegem semnificația dorită din poveste și poate are aceeași valoare ca pietricica aceea culeasă de pe plajă în momentul acela de plimbare absolut magică pe care le avem cu toții din verile noastre de vacanțe sau poate chiar de concedii, dar mai degrabă de vacanțe pentru că copilăria, tinerețea e mai bogată în semnificații adunate amintirilor. Poate chiar mai mult decât scoica, că, mă rog, e oferit așa, cu lejeritate de natură, cu generozitatea specifică ei, dar ce ne creăm noi cu mânuțele noastre are și zona asta de efort personal și de mobilizare a resurselor creative. Absolut. Deci ne implicăm, investim energie, investim intenții bune. Dacă le lucrăm în grup, se adaugă energia pe care o are șezătoarea, prezența celuilalt, sprijinul și așa mai departe. Oglindirea în povestea celuilalt. Absolut. Oglindirea în povestea celuilalt, da. Ok. Mulțumim mult de tot pentru toate atât de frumoase și profunde pe care le-ai împărtășit cu noi. Care ar fi o ultimă recomandare pentru cei care ne ascultă, ceva ce ar putea să pună în practică apropo de rescrierea poveștii personale într-o notă cât mai constructivă și creatoare? Să citească povești și să scrie liber. Să nu-și pună problema că nu știu să scrie, că n-au talent sau orice altceva. Nu e vorba de o poveste pe care vrem să o publicăm. Poate nu în primul moment, după aia s-ar putea să apară surprize. E vorba de acces la interiorul nostru, de unde vom scoate fie diamante și perle pentru a le adăuga resurselor necesare, fie gunoiul de pe spreș, care oricum trebuie scos afară. Deci să scrie pur și simplu. Să recitească ce a scris, să scrie din nou, și vor constata surprize plăcute. Mulțumim mult, Joanina. Mulțumesc și eu foarte mult, Cristina. Și le reamintim spectatorilor noștri că alte resurse și informații utile găsesc în paginile revistei Psihologii, la care își pot face și abonament, care să le aducă multe alte beneficii și surprize plăcute. Și vă așteptăm să ne revedem joia viitoare la 4:30 la emisiunea Puterea la Femeie. La revedere! La revedere! Și eu!